Înainte de a începe, gândurile pe care vreau să vi le împărtășesc în această dimineață, vreau să vă dau o veste bună. Vreau să vă vorbesc și să vă spun că cel mai important mormânt din lumea aceasta, care există și despre care vorbește toată lumea, nu este un mormânt plin cu aur, nici cu armament, nici cu fel și fel de daruri. Și vreau să vă spun că mormântul acesta este mormânt bun. Că El a înviat și El este viu și lucrează și în această zi. Lucrează și în această vreme. Așa cum ne spune cuvântul, despre Domnul Iisus spune că El vorbea în pilde. În această dimineață s-a citit pilda aceasta din Matei 20, pilda lucrătorilor vie, în care Iisus ne vorbește și ne spune despre asemănarea Împărăției Cerurilor. Și aș vrea să citesc încă o dată această pildă, care spune în felul următor: fiindcă Împărăția Cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieșit dis de dimineață să-și dostornească lucrătorii la vie. S-a învoit cu lucrătorii cu câte un leu pe zi și a trimis la vie. A ieșit pe la ceasul al treilea și a văzut pe alții stând în piață fără lucru. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis El, și vă voi da ce va fi cu dreptul. Și s-au dus. A ieșit iarăși pe la ceasul al șaselea și la al nouălea și a făcut la fel. Când a ieșit pe la ceasul al 11-lea, a găsit pe alții stând în piață și le-a zis: de ce stați aici toată ziua fără lucru? Ei i-au răspuns: pentru că nu ne-a tocmit nimeni. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis El, și veți primi ce va fi cu dreptul. Seara, stăpânul viei a zis ispravnicului său: cheamă pe lucrători și dă-le plata, începând de la cei de pe urmă până la cei din tâi. Cei din ceasul al 11-lea au venit și au luat fiecare câte un leu. Când au venit cei din tâi, socoteau că vor primi mai mult, dar au primit și ei tot câte un leu de fiecare. După ce au primit banii, cârteau împotriva gospodarului și ziceau: aceștia de pe urmă n-au lucrat decât un ceas și la plată i-au făcut deopotrivă cu noi, care am suferit greul și zăduful zilei. Drept răspuns, El a zis unea dintre ei: prietene, ție nu-ți fac nicio nedreptate, nu te-ai tocmit cu mine cu un leu? Ia-ți ce ți se cuvine și pleacă. Eu vreau să plătesc și acestea din urmă ca și ție. Nu pot să fac ce vreau cu cei al meu? Ori este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun? Tot așa cei din urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi vor fi cei din urmă, pentru că sunt mulți chemați, dar puțini aleși. Amin. Am făcut această paralelă și m-am gândit, dragii mei, la ce vrea să ne vorbească Iisus și ce a vrut Iisus să spună prin lucrul acesta. Vedem, ne spune în primul verset, un gospodar care și dis de dimineață să-și tocmească lucrătorii la vie. M-am gândit la Domnul Iisus și la chemarea pe care ne-a făcut-o El. Și cu siguranță El ne-a chemat dis de dimineață. Încă din tinerețile noastre am auzit de El, de chemarea pe care El ne-a făcut-o, dragii mei. Și de promisiunile și de făgăduințele pe care El le-a făcut. Spune pilda aceasta că acest gospodar a ieșit și în ceasul al treilea, și în al șaselea, și în al nouălea, și în al 11-lea. Eu vreau să vă zic că Dumnezeu cheamă și astăzi lucrători. Nu știu în ce ceas ai fost chemat. Nu știu dacă în viața ta ai fost chemat în ceasul al 12-lea. Poate erai pe patul de moarte, poate erai pe patul de boală, suferiai. Poate ți-au spus doctorii că nu mai ai multe zile de trăit, te-ai întors la Dumnezeu și El te-a salvat și te-a vindecat. Nu știu dacă te-ai întors în ceasul al 3-lea, al 6-lea, dragul meu, dar vreau să-ți spun că îți vei avea aceeași plată, cerul promis de Dumnezeu și locul promis de El. Vedem gospodarul acesta care
dat și n-a întârziat cu plata, el nu întârzie să apară și nu întârzie să plătească și să ne răsplătească, dragul meu. Vreau să spun lucrul acesta, că Dumnezeu nu întârzie să vină cu răsplata. Spune Biblia, în versetul 8, în pilda aceasta, spune: seara stăpânul viei a zis ispravnicului său, cheamă pe lucrători și dă-le plata, începând de la cei de pe urmă până la cei din tâi. Auziți? Începând de la cei din urmă până la cei din tâi. Poate de multe ori suntem mânioși noi și ne gândim că noi așa avem, după înțelepciunea noastră, așa e corect. Ăla care muncește mai mult să fie răsplătit mai, tot mai mult, nu? Dumnezeu îi cheamă pe cei din urmă înainte. Pentru că la el, cei din urmă vor fi cei din tâi. De multe ori am stat și m-am gândit, Doamne, dar sunt oameni care au trăit o viață în lume și au venit după aia, au trăit un an, doi, în pocăință și poate i-ai luat la cer. Dragul meu, dacă ai avut darul acesta și harul acesta să-L slujești pe Dumnezeu încă din tinerețe, vreau să spun, să-I mulțumești Lui și să-L slăvești pe El. Să-I mulțumești Lui că ai putut să-L slăvești încă din tinerețe și ai putut să-L slujești încă din tinerețe. Și ai trăit frumos pe pământul acesta și n-ai trăit în păcat. În urmă ne vorbește pilda aceasta și ne spune despre lucrătorii din tâi. Și versetul 10 ne vorbește și ne spune în felul următor. Când au venit cei din tâi, socoteau că vor primi mai mult, dar au primit și ei tot cât o leu de fiecare. Și aici vedem bunătatea lui Dumnezeu. Că El răsplătește și acelea care a venit mai de pe urmă, și acelea care a venit mai din tâi, la fel. De ce? Pentru că El ne iubește cu egal. În fața Lui vreau să vă spun că și bogatul ăla cu miliardele în cont, e egal cu săracul ăla care poate trăiește cu o pensie vai și amar pe lume. Suntem egali. Și ce frumos este să ai un stăpân în fața căruia să fie egal. Vedeți dumneavoastră, de multe ori, când auzim de un om cu bani sau de un om care e bine pus în societate, că vine să ne viziteze sau așa, ne luăm, ne pregătim, acasă, facem curat, să nu cumva, să nu vină să ne găsească în deranj. Dumnezeu ne iubește pe toți la fel. Și Dumnezeu a pregătit locul acela pentru toți la fel. Mărire-ți. Pentru toți la fel a pregătit, dragul meu. Vreau să spun lucrul acesta, că l-a pregătit pentru toți la fel. Spune pilda aceasta despre cei din tâi și vedem decizia pe care ei au luat-o. Cei din ceasul al 11-lea au venit și au luat fiecare câte un leu. Când au venit cei din tâi, s-o puteau că vor primi mai mult, dar au primit și ei tot câte un leu de fiecare. După ce au primit banii, cărteau împotriva gospodarului și ziceau: aceștia de pe urmă n-au lucrat decât un ceas și la plată i-ai făcut deopotrivă cu noi, care am suferit greul și zăduful zilei. El a plătit acelea din urmă, din ceasul al 11-lea. Cât celor care au venit în ceasul întâi. Dragul meu, vreau să spun că trăim niște vremuri grele. Nu este ceasul al 11-lea. Vreau să spun că potrivit cuvântului este ceasul al 12-lea și Dumnezeu Domnul cheamă. Oare cât mai ține și cât mai durează îndurarea Lui față de noi oameni? Vedem că plata Lui și pentru cel chemat din urmă și pentru cel chemat din tâi este aceeași. Dar oare lucrăm noi? Oare mai stăm noi acolo în piață, în lumea aceasta, mai stăm și mai umblăm așa fără vreun scop și fără vreun țel? Ne-am întors noi la Dumnezeu cu adevărat? Vreau să te întreb asta în inima ta. M-am întors eu la Dumnezeu cu adevărat? Îl slujesc din toată inima mea? Mă leagă ceva de pământul acesta? Vedem inima celor din tâi și decizia lor și spune cuvântul că au început să cârtească împotriva gospodarului. Dacă dăm un pic în spate,
în Matei 15, Iisus spune în ultimele 4 versete lucrurile care spurcă pe om. Și spune așa, versetul 17 până la 20. Nu înțelegeți că orice intră în gură merge în pântece și apoi este aruncat afară în hazna? Și acum vă rog să fiți atenți. Dar ce iese din gură vine din inimă. Și aceea spurcă pe om. Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, culele. Iată lucrurile care spurcă pe om, dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om. Vedeți dumneavoastră, de multe ori inima noastră aceasta rea, spune și în Ieremia, în Ieremia 17, spune și ne vorbește cuvântul în felul următor. Versetul 9 din Ieremia 17, 9 și 10. Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Dar cine poate să o cunoască? Eu, Domnul, cercetez inima și încerc rărunchii ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. Vedeți dumneavoastră, nemulțumirile acestea și cârtirile și toate lucrurile acestea vin din inima noastră. Vin din adâncul inimii și doresc ca Domnul să ne dea putere. Inima noastră să o curățim, dragul meu. Vreau să spun, începând de la mine, eu să-mi curățesc inima. Și începând de la tine, să-ți curățești inima înaintea Domnului. Să nu te lege nimic de acest pământ. Și vreau să spun că dacă ești nedreptățit și dacă poate câteodată ești plătit sau cei din jurul tău nu te tratează așa cum ai vrea tu să fii tratat. Vreau să spun că nici Iisus nu a tratat. Nu a fost tratat așa cum vrea să fie tratat. Așa cum merita să fie tratat. De ce? Pentru că inima noastră este rea. De aceea. Pentru că noi avem o inimă rea, înclinată spre rău, spune cuvântul. De aceea avem nevoie de Dumnezeu și Dumnezeu de aceea l-a trimis pe Fiul lui, pe Domnul Iisus. Să cerceteze inima noastră și inima noastră să o schimbăm, dragul meu. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Spune în Proverbe Solomon, în capitolul 16, în felul următor, versetul 23, cine are o inimă înțeleaptă, își arată înțelepciunea când vorbește și mereu se văd învățături noi pe buzele lui. Amin. Acum stau și mă întreb, oare eu când vorbesc pe buzele mele se văd învățături noi? Se cunoaște înțelepciune? Nu care nu din partea mea. Înțelepciunea lui Dumnezeu. Oare trăiesc eu după voia Lui? Vreau să spun, dragul meu, dacă trăiești lângă Dumnezeu și dacă trăiești după îndemnurile Duhului, cu siguranță când vei deschide gura, cel dinaintea ta va cunoaște înțelepciunea lui Dumnezeu și bunătatea Lui. De aceea doresc ca Dumnezeu să reverse peste fiecare suflet prezent aici Duhului cel Sfânt. Să lasă să nu fii mulțumitor cu ce primim. Că Cel a pregătit o plată în cer și ne-a pregătit o țară acolo sus. Pentru mine, pentru tine și pentru fiecare suflet care îl slujește pe El. Slavă Lui! Amin. Îi mulțumim Domnului și vreau să-i mulțumesc Domnului pentru această zi. Așa mă bucur și așa de bucuros. Dimineața când mă trezesc și văd soarele. Vedeți dumneavoastră, a fost vreme acum, ultima zi de iarnă. Ultima zi de iarnă din calendarul astăzi. Vine primăvară. Înfloresc pomii, înfloresc florile. Vremea, ies animalele, natura renaște, iese la viață. Dragul meu, așa cum renaște natura după o iarnă, după o anumită perioadă, așa vreau să renască și inima noastră în această zi și să ne dea Dumnezeu putere și înțelepciune în inima noastră, să ne îndrepte și să ne îndrepte inima dinspre rău, să ne aducă la bine și să putem, dragul meu, din toată inima noastră, să facem binele și să-L slujim pe El. Să fim veți, spune Biblia, că măslinul, când va găsi măslinul, atunci El va veni și venirea Lui va fi aproape.
Vedeți? Biblia vorbește despre copiii lui ca de niște măslini, ca de niște pomi care înverzesc prospețime. Un copil al lui Dumnezeu, în momentul în care nu mai are ce oferi celui de lângă el dragoste, a murit, este uscat. Și cuvântul ne vorbește și ce spune despre acela care nu dă roadă și se usucă. Ce spune Dumnezeu? Că-l taie. Nu dorim ca Dumnezeu să ne taie și să ajungem să fi tăiați din pricina unei inimi înclinate la rău și din cauza unei inimi în care mustește răul, dragul meu. Doresc ca Dumnezeu în această zi și în această dimineață să ne ajute să ne îndreptăm inima spre bine, spre El, să-L slujim pe El și să rămânem în bunătatea și dragostea Lui și prin Duhul Lui Cel Sfânt să trăim fârmuiți de Duhul și să ne ajute să ne dea înțelepciune. Nu vreau să fim din aceea, dragul meu, și preobiților, nu vreau să fim din aceea care să cârtim înaintea Lui. Că poate cel de lângă noi nu ne-o dă răsplata care ni se cuvine, dar spune cuvântul că El ne dă răsplata și răsplata noastră este în cer. Lăudat și binecuvântat să fie El și numele Lui. Îi mulțumesc Dumnezeului meu pentru fiecare suflet prezent aici, în locul acesta, în biserica Lui, în adunarea aceasta. Slăvit și binecuvântat să fie El. Și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare și să vă dea o inimă bună și Duhul Lui Cel Sfânt să vă îndrepte inima și să vă ajute inima voastră să o aveți ațintită spre cer și cu gândul și cu nădejdea aceasta că El vine și răsplata este cu El. De acum și în veci de veci. Îi mulțumesc Lui pentru tot ce a făcut și pentru tot ce face pentru mine, pentru tine și pentru viețile noastre. Îi mulțumim Lui că a venit, s-a născut și a murit și nu în cele din urmă, și în viață, și mormântul este gol, așa cum spuneam la început. Mormântul este gol și El este viu. Slavă Lui, că a biruit moartea și trăiește în veci. Îi mulțumim Lui. Slăvit să fie El. Amin. Îi mulțumesc Lui pentru fiecare suflet și doresc la Domnul să vă binecuvânteze pe fiecare. De acum și în veci de veci, îi mulțumesc. Și El să fie cu voi și Duhul Lui Cel Sfânt să fie cu voi. Amin.